Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție a proiectului Nicăieri nu-i ca acasă, marca noi.md. În cadrul interviului de astăzi vom avea mai multă magie. Și asta pentru că alături de mine este iluzionistul și mentalistul Mihail Kovaly, pe care îl salut cu drag. Bine ai venit! Salut, salut! Astăzi. Citisem despre tine foarte curioase lucruri. Că ești fascinat de magie încă din copilărie, bunica fiind cea care îți arăta tot felul de trucuri, este adevărat? Da, da, corect. Mi-a arătat un truc, după cum eu amintesc. A fost o bucată de șervețel aici și aici, pe unghi, așa. Și dispărut, a apărut, dispărut, a apărut. Pur și simplu schimba degetele. Și eu n-am avut nicio idee cum ea a făcut asta și mi se pare că atunci și am primit eu ceva, energie magică și mereu a fost interesant acest lucru. Bunica ta făcea doar ca să te facă mai fericit pe tine sau avea și ea cunoștință în domeniul magiei? Eu nu cred că, așa, știi, din popor vin ceva cunoștințele în trucurile simple. De aceea ea a știut niște trucuri cu cărți, trese populare, care sunt populare și acum. Un truc cu 21 cărți, de ce asta este. Și de aceea, dar așa în general nu, ea nu este magician, tatăl meu nu este magician. Deci ești singurul din familie fascinat de magie. Apropo, tatăl meu a fost un vamist și de aceea poate este ceva legătură cu arta aceasta, nu știu precis. Tu ai făcut studii în acest domeniu? Eu am făcut studii singur, pentru că în acest domeniu tu trebuie să dezvolți singur. Tu, după câți ani de muncă asiduă, ți-a reușit primul truc de magie? Cât timp ți-a luat? Am luat aproximativ, mi se pare că câteva luni. Da, deci peste câteva luni eu deja am arătat destul de bine, desigur că nu a fost un nivel foarte înalt, da, dar a fost bine. Dar așa eu am ieșit pe scenă aproximativ după un an de practică, un an de antrenamente acasă. Pentru că, în primul rând, eu arătam acasă, la mama și tata și de lângă oglindă. Deci asta este. Tu ai avut chiar și propriul show de magie la Filarmonica Națională. Da, da, da. Când a fost... În ce an? În anul 2018 a fost un show, deci singur am făcut, desigur cu echipa mea. Da, a fost o experiență frumoasă, experiență interesantă. Deci am avut sala practic plină, acolo a fost cât 700 și plus, da, oameni. Adică 700 de locuri în filarmonică, dar eu am avut aproximativ 500 de oameni. Deci, prezență la spectacolul tău. Da, dar a fost o experiență frumoasă. Crezi că magia îi poate ajuta pe oameni astăzi să mai iasă un pic din zona de confort, să se mai relaxeze de la grijile cotidiene? Da, da, da. De aceea și apar eu pe scenă, pentru că asta este scopul meu principal, despre care tu ai vorbit tu. Pentru că chiar când acum a început chestiile astea rele în Ucraina, noi am așezat cu prieteni. Și eu început, deci a fost convorbirile despre situația asta și eu am început arăta trucurile și toată lumea deja a uitat despre probleme. S-a degajat, da, un pic. Da, deci e ca un, orice magician este ca un doctor, știi? Deci mereu este un ajutor psihologic pentru fiecare om, un show de magie. Deseori ești invitat și pe la evenimentele private. Da, da. Ca da. Să cumva distingi atmosfera. Spune-mi, te rog, cât de des acum ești invitat? Eu, practic, mereu am lucru, din anul 2015 undeva, dar sigur că a fost și pauzele am avut, dar din anul 2019 mi se pare că, practic, fiecare săptămână, deci sunt show-uri private mai mult și de aceea practic mereu am lucru. Adică pandemia n-a fost o problemă pentru pandemia tine. Pandemia nu a fost o problemă. Numai primele 3-4 luni a fost, desigur, că toată lumea a stat acasă și chiar și grupele de-al noi din țară populare și de ce asta este. Trebuie să remarc faptul că tu ești cunoscut nu doar în Republica Moldova.
Recent ai participat și în cadrul unui show de talente destul de cunoscut din România, acolo unde te-ai bucurat de succes și urmează să îți mai vedem evoluțiile în cadrul altor ediții. Spune-ne despre experiența ta de la România au Talent, pentru că despre asta vorbesc. La România au Talent eu am apărut încă în 2018 și, apropo, tot a fost o emisiune destul de bună s-a primit, pentru că tot am arătat acolo un număr personal, deci care am alcătuit eu. Am creat eu. Și acum tot a fost un număr personal. Nu știu de ce, dar nu, eu de obicei arăt trucurile magicienilor care deja au creat acest truc și eu pur și simplu fac o renovare și iese un truc nou, da, un număr nou. Dar la România au Talent așa situație că eu nu știu de ce așa s-a întâmplat, dar mereu arăt numerele mele care am creat eu și acest număr care a fost acum în 2022, în anul 22, deci tot a fost creația mea și am aproximativ 4 ani mi-a luat acest număr, deci am stat în gânduri. Deci acest truc, din partea de vedere magicienilor, nu e posibil. Asta nu e posibil deloc. Chiar dacă tu ești un magician profesionist cu un nivel, cu un nivel mai înalt. Înalt. Da. Și deci eu am făcut ceva foarte nou pentru lumea magiilor și mi-au scris magicienii, chiar este așa un mentalist care a câștigat România au Talent în 2011, Cristian Gog. Și el mi-a scris că iacă a venit un mentalist care nu a arătat trucurile magice, da? Și a venit și a arătat mentalismul real. Deci mă bucur că așa s-a întâmplat la România au Talent. Și eu mă bucur foarte mult că el mi-a scris, pentru că eu mereu l-ai apreciat, i-ai urmărit activitatea. Da, am urmărit și am știut că el este un om foarte tare. Și de aceea eu înțeleg că eu tot am un nivel, desigur că foarte tare, pentru că mi-a scris oameni atât de talentați tot și la un nivel înalt. Asta voiam să întreb. Cine ți-a scris? Da. Ce mesaj ai primit în urma evoluției de acolo? Mi-a scris un om din România. El are un magazin. Un magazin care vinde trucurile magice. Deci cel mai mare magazin în România, în București, Jucărie și Magie. Și el mi-a scris că eu sunt în top 3 la el în cap, în România și Moldova. Și deci mă bucur foarte mult că așa s-a întâmplat și că munca mea este apreciată. Da, este apreciată și chiar în România. Și noi ne bucurăm și ai pomenit despre un pachet de cărți. Vreau să ne arăți și nouă astăzi în moment de magie. Apropo, tu ai luat pachet de cărți, da? Deci filozofia show-ului meu este că nu eu sunt un magician tare, da? Dar omul face ceva interesant. Adică noi fiecare dintre noi este un magician, da? Asta vrei să zici. Da, adică tu ești. Pe fiecare persoană e un magician da. În sine. Și tu acum o să înțelegi despre ce este vorba. Okay. În primul rând, eu o să-ți arăt un truc unde o să arăt că eu pot să fac ceva interesant, dar apoi tu o să ne arăți magie. Bine, ce trebuie să fac? Deci, am tirat acest pachet de cărți, eu n-am nimic în mâini, da? Mâinile mele sunt goale. Eu o să deschid acest pachet, atent, așa. Scoatem Joker, nu avem nevoie de Joker. Ok. Și o să le amestec acest pachet, da? Și încet. Opa! Chiar lângă ochii tale, frumoase, da? Și te rog, tai pachet unde vrei. Aici? Da. Super. Vrei să mai tai încă o dată sau nu? E suficient. Așa, da? Deci, toate cărțile sunt diferite în pachet și ele au fost amestecate foarte bine până la urmă, da? Tu vezi asta? Da, văd. Anastasia, spune-mi, te rog, o carte. Orice carte din pachet. Hai să-mi amintesc că eu de mult n-am mai jucat cărți. De la 2 până la 10 sau valet, dama, crai? Da. Hai să fie... Dobă, pică, roșu, da. Cruce. 3 de cruce. 3 de cruce, da. Precis. Da. Spune-mi, te rog, câte secunde eu am nevoie pentru a găsi 3 de cruce în pachet? 6. 6 secunde. Uite aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 de cruce. Doamne!
Deci este o carte din mintea ta, da, corect? Da, corect. Uite, eu să amestec încă o dată, da? Hai, tai încă o dată, dacă vrei. Dacă nu vrei, nu tai. Ok? Te rog, alege aproximativ 5 cărți, plus minus 5. Și să ți le arăți sau nu? Nu arată mie, este foarte important, important, chiar nu arată la cameră. Okay, bine? Nimeni nu trebuie să știe, 5. Numai tu. Uh-huh. Da, trebuie să vadă cărța. Aha. Te rog, împreună. Da, toți împreună. Aha. Una. Nu, toți împreună, la rând. Ah, ok, rând. Ok, aha. Hai. Da, hai încă o dată. Nu vrei, n-are importanță. Deci cărțile nu sunt marcate pentru că este un pachet de cărți care tu ai cumpărat. 4, 5, așa? Da? Ups. A căzut o carte? Da. Uite, pune cărțile așa cu un evantai. Da. Este? Da. Și te rog, memorează o carte, numai una, ok? Memorează o carte. Este? Da. A memorizat? Da. Pune-o în spatele tău. Deci, de obicei, magician sau iluzionist sau mentalist te roagă, te rog, alege o carte, uh-huh. Da? Și, deci el, e posibil că, adică, da, deci dacă tu ai ales o carte, posibil că el cumva a văzut cartea aceasta sau așa ceva. Dar eu te-am rugat, te rog, memorează o carte, ok? Okay? Da. Pune, te rog, cărțile așa că e un evantai încă o dată. Numără, te rog, de la 1 până la 10 tare, acum, hai. 1, 2, 3, Repijor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum, valet, dama, crai, tuz, spune tare. Valet, dama, crai, tuz. 2 de cruce pune aici, nu este cartea ta care tu ai memorizat. Pune aici 8 de dobă, nu este cartea ta care tu ai memorizat. 5 de cruce nu este cartea ta. Și crai de pică tot nu este cartea ta, pune-te rog. Și la tine a rămas numai o carte care tu pur și simplu ai memorizat. Repetă cartea aceasta în minte, ok? Repetă, 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 trei roșu, trei roșu, trei roșu, corect? Și poți să răs la camera. Deci asta este. Wow! Wow! Dar apropo, eu ți-am promis că tu tot ești astăzi un magician. Mai complicat o să fie, nu? Deci, o să vedem acum. Eu am transmis, adică, eu acum am citit gândurile tale. Okay. Acum tu o să citești gândurile mele. Oh. Foarte simplu, uite. Hai. Deci, e telefonul meu. Am tău, aici, așa. Da? Uh-huh. Și tu vezi că eu am o parolă aici. Da, corect. Da? Ține, te rog, telefon și introduce 4 cifre, orice cifre. Nu a desblocat, corect? Pentru că tu nu știi parola mea. Corect. Dacă vrei, poți să încerci încă o dată. Câteva parole, nu are importanță. Alta. Da, alta sau tot aceeași, nu are importanță. Deci nu poți să deblochezi, corect? Pentru că tu nu știi parola mea. Nu știu. Acum, eu îți transmit fiecare cifră în parola mea. Ok? Uite la mine și tu o să citești gândurile mele. Deci, prima cifră, o să fac un click și tu o să apeși prima cifră. Ok? Uite la mine. Mă uit. Hai, prima cifră. Este? Da. Acum a doua cifră. Chiar acum. Este, da? A treia cifră. Fii atent la mine. 1, 2, 3. Hai. Stai un pic. Nu-i corect. Ștergi, te rog, ultima cifră. Numai ultima. Da. Deci sunt două cifre. A rămas două cifre, da. Corect? Da. Arată telefonul la cameră. Uite la mine, acum două cifre deodată, o să tastezi, bine? Okay. Uite la mine, deodată două cifre. 1, 2, 3. Hai, te rog. Deci tu ești un mentalist. Excepțional. Da, tu ești un mentalist. Cum asta s-a primit? Și tu poți să vezi că este telefonul meu obișnuit, da, și a fost deblocat. Dar n-am voie să mă uit în ea. Nu-mi permit. Cum? Eu ți-aș da premiul mare, știi? Dacă aș putea. Apropo, mi-a spus un om, tot din România, un om mare, că acest număr, care am arătat eu acolo la România Turin, pentru că el a fost alcătuit foarte tare. Și el a spus că acest număr trebuie să fie în final. Mai bine dacă eu aș arăta în final. Excepțional, dar nu pot să-ți dau premiul mare. Tot ce pot este să te admir și să te felicit pentru ceea ce faci.
Apropo, mai este încă un bonus pentru tine. Deci, în sfârșitul interviului o să te arăt încă un truc. Okay. Bine, așa că stai până la final. Te întrebam dacă ești fericit astăzi acasă și crezi că anume în Republica Moldova poți să te dezvolți și să creezi asemenea... Eu pot să spun așa, fie orice om care are ocupația lui și care este bolnav cu asta, da? Pentru că eu sunt un om bolnav, în realitate, cu arta mea și cu direcția aceasta care am ales. Orice om care este, care are direcția lui și el are concret, idee concretă, el este fericit în orice țară. Și de aceea și stau aici, pentru că sunt plin de lucru aici în Moldova și îmi place. Pentru că la noi Moldova este mai liber decât în alte țară. Eu am un prieten care lucrează în SUA. SUA este visul meu. Eu foarte tare vreau să vin acolo pentru că îmi place Statele Unite și practic toate trucurile care arăt eu au fost create în SUA, încă în secolul XIX, de profesor Hoffman și etc. etc. Și îmi place foarte tare SUA. Dar el îmi spune că acolo nu au libertate. Deci mereu sunt restricțiile și asta este. Dar când el vine în Moldova, aici totul e liber. Știi, deci asta este. De aceea și stau aici, pentru că... Dar desigur că 5 ani în urmă am vrut să plec din țară. Asta vreau să te întreb, că la cât de talentat ești, cu siguranță ai avut oferte de a te stabili în altă parte. Da. Dar am vrut să plec, am avut o dilemă, sau Rusia sau România. Este un pas greu dacă vrei să pleci în altă țară. Și încă mai este încă o chestie. Aici, în Moldova, eu sunt Mihai Covăl. În afară țării, eu sunt un magician. Da? Deci, numele tot este foarte important. Dacă tu ești un artist, numele este foarte important pentru tine. Și, deci, tu trebuie să începi de la zero în altă țară. Deci, asta este. Dacă ar fi să poți transforma Republica Moldova într-o țară magică, de unde ai începe? Din orașul meu natal, Ungheni. Dar ce îi lipsește Republicii Moldova ca să fie o țară magică sau o țară în care să vrei să tot trăiești? Lipsește ordine. Oamenii nu înțeleg că în orice domeniu, în orice lucru trebuie să fie ordine. Asta este problema cea mai mare al țării. Care este cel mai mare vis al tău acum? Visul meu? Visul meu este realizarea unui proiect. El nu este legat cu Moldova, el nu este legat cu altă țară, el este legat cu toată lumea. Desigur că nu voi spune anume ce e asta, dar este ceva prin internet. Tot este legat, desigur, că e cu iluzie, cu magie și este în producție cum acest proiect. Eu cu consultantul meu, noi lucrăm asupra acestui proiect, dar este ceva foarte tare și posibil că peste câteva ani o să fie realizat. Și într-o final aș vrea să te întreb de ce pentru tine nicăieri nu e ca acasă? Asta fiind și denumirea proiectului nostru. Pentru că acasă e cald. Asta este. Atât. Eu îți mulțumesc tare mult și ai zis că la final ne mai surprinzi plăcut ceva. Desigur. Deci, acum o să-ți arăt un truc foarte clasic, foarte vechi, dar foarte, foarte interesant. Eu arăt acest truc deja 12 ani aproximativ. Uite, eu o să scot din pachetul tău, da? Nu este un pachet special. Am scos o carte, 3 de romb, da? Adică 3 de dobă. Ține, te rog, așa aici, nu te uita la carte. Poți să-mi spui, te rog, ce carte ai tu în mână chiar acum? 3 de romb. 3 de romb, precis. Păi tu ai zis. Întoarce-te, te rog. Totul e bine, 3 de romb, da? Arată la cameră. Deci, 3 de romb. Pune, te rog, așa mâna. Eu mai am încă o carte, 2 de romb, da? Uite, noi schimbăm 2 de romb la 3 și facem așa. 1, 2, 3. Nu te uita la carte. Ții minte unde 3 și unde 2? Da. Unde? 3 sus, 2 jos. 2 de sub, da? Da. Precis. Da. Dar spune-mi, te rog, dacă o să fie invers, o să fie un efect interesant sau nu? Cum crezi? Evident. Te rog, întoarce. Păi, dar așa carte nici nu era aici. De la altă carte? E crime. Wow. Deci, tu ai înțeles, da? În mâinile tale, înțeles. Mâinile tale s-a întâmplat magie. Deci mâinile mele pot face și altceva. Posibil că tu poți să faci toate aceeași chestii numai cu ulei, da? Deci leiul se transformă în euro.
să ții așa și bați, da. S-a transformat în euro. Chiar la bani mă gândeam acum. Încearcă acasă. Neapărat. Și am să-ți scriu dacă mi-a reușit. Te uiți la acest scorpion și te gândești la bani, da? De ce? Eu îți mulțumesc tare mult. Într-adevăr, mi-ai arătat imposibilul după mine. Îți urez succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc. Și sper să auzim vești bune despre tine. Mersi. Prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a proiectului Nicăieri nu-i ca acasă. Vă reamintim, în cazul în care doriți să deveniți și voi eroii rubricii noastre, așteptăm să ne scrieți pe adresa de e-mail întreabă@aronoi.md sau pe rețelele de socializare. Aducem mulțumiri pentru găzduire salonului auto Jaguar Land Rover. Până la noi întâlniri!